În acest sfârșit de săptămână a avut loc prima ediție a competiției de dans și seminarii Dominarum cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Maramureș. La această competiție s-au înscris 285 de copii între 6 și 18 ani, atât fetițe cât și băieți, care au prezentat 225 de momente de acrodance, dans clasic, balet, street dance, dans contemporan, dans tematic, dans modern, fantezie, coregrafică. Competiția a fost organizată de antrenoarele Dârlea Ana Maria și Magheran Loredana cu ajutorul oferit de părinții copiilor. Celor mai buni concurenți li s-au oferit burse pentru Croația, Italia și România, cât și premii speciale. 12-13 ani, după care, stimați jurul, ne întoarcem la numerele 212 și 211. Acum 216, Marie Sofie Moldovan. Jurați, ne întoarcem la numărul 211, formație Pijama Party, 8-9 ani, Open Dance. Thank you.
Stimați juriu, numărul 212, solo, pop, Ancu Alexia, Hey Little Fighter, 12-13 ani. Repet încă o dată, numărul 212. Numărul 215, Maria Botea, solo, 12 ani. Repet încă o dată, numărul 215. Numărul 217, formație Hold Up, 8-9 ani, disciplina Street Dance. Show out. Let me tell you what I'm talking about. And hope I can walk on the beat.
Alegría Macarena, que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Hey Macarena, hey Macarena, Macarena, hey, put the chop on and make a turn to a sprinter. Yeah. Bitches on my dick, tell them give me 1 minute. One name, Macarena. Hey Macarena, 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 put the chop on and make a turn to a sprinter. Bitches on my dick, tell them give me 1 minute. Hey Macarena. Ayy, Macarena, Macarena, Macarena. Bitches on my stick, but my name ain't Harry Potter. She lick it up, make it disappear like Tata. She asked for some dollars, not a bitch getting out of. Yeah, hold up. Numărul 218, solo, Sara Deso, Stardust, 8-9 ani, street dance. In the house, trying to get my hand in, wanna do the louds. Wow, times have changed, cause I always go in, now I wanna go out. Show out in the car, like I put the phone out. Put my clothes on, but for what, really don't count. Same way down the hallway, FIFA on the couch. I can't be bothered to answer the door. Listen, only got one life, I'm trying to live it. The sun is coming out, I'm kinda livid. But the editing is minor, innit? See, but we all gonna do the quarantine. Whoa. Do the quarantine. They bring it back, like they got the warranty. I'm in the care about him and what's in it. Lockdown, what's that shit? Now we have a warranty. 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 Do the warranty. 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 Do the warranty. Yo, bitch. Yo, bitch. What am I doing? What am I doing? Numărul 219, formație, dansează momentul This Is Us, 12-13 ani. Thank you.
right here. Gonna get your mind. Get you to play. Jump on. Jump on. Get on me. Get on me. Ultimul moment din Dominarium Dance Competition, numărul 225, grup dansează momentul Drop Girl, 16-18 ani. Așa este. Bună seara! Cine ia cuvântul prima dată? Domnul președinte! Bună seara! În primul rând vreau să vă spun că mă bucur să fiu aici la Baia Mare. Aș vrea să felicit organizatorii și toți cei implicați în acest eveniment.
În al doilea rând vreau să felicit dansatorii și instructorii coreografii pentru munca depusă. Bineînțeles, câteva concluzii la cald. Acum este febra competiției, s-a văzut munca, s-a văzut dorința copiilor de a arăta tot ce pot. Îi felicit pentru asta. Trebuie să știe că activitatea lor în dans nu se termină cu o competiție, este doar o parte din activitatea lor pe care trebuie să o ia ca și o etapă de evaluare. Le doresc mult succes pe viitor și sper să-i văd pe marile scene ale țării și, de ce nu, scenele internaționale. Ca și o concluzie, vis-a-vis de lupul pe care noi l-am jurizat, mi-aș dori ca pe viitor coreografii, mai ales când abordează latura de street, să fie atenți, foarte atenți la stilurile pe care le doresc să le cuprindă în coreografii și să fie cât mai recunoscibile pentru jurați, pentru că în așa fel ei vor putea primi o notă mai mare, făcând stilurile cât mai recunoscibile și mai ușor de punctat. Vă mulțumesc încă o dată, o să mai dau cuvântul colegilor mele de jurizare. O seară plăcută în continuare și felicitări tuturor dansatorilor! Haideți dumneavoastră să ne spuneți câteva cuvinte. Bună seara, bună seara! Salut copiii, cum vă simțiți? Bine! Ok, până la finalul zilei acest lucru contează foarte mult, că din nou suntem împreună și putem să dansăm și să facem lucruri ca înainte de pandemie. Deci felicitări tuturor pentru prezență. Mulțumim foarte mult părinților care au venit și au susținut copiii, coreografilor pentru pregătire. Iar legat de street dance, street dance-ul, cum știți sau cum nu știți, cuprinde mai multe stiluri. E foarte important să studiem aceste stiluri, pentru că fiecare stil în parte are o bază foarte bine cunoscută deja, deci nu e ceva nou street dance-ul în România. Avem legende vii încă, cei care au adus stilurile și vin la noi în țară. E foarte important să participăm la workshop-uri și la seminarii organizate și pentru cei care vor să învețe de aceste stiluri, de legende vii, că pentru că există, deci sunt oameni care ne pot învăța exact ceea ce se dansează la mondiale sau așa mai departe. Foarte important să învățăm o bază bine întemeiată în fiecare stil. Mai departe și în România sunt oameni care susțin și studiază aceste stiluri, de aceea ne putem inspira de la ele, chiar să îi invităm și să îi chemăm în sălile noastre de dans și să învățăm stiluri. E foarte important. Nu există un street dance dans fără stil. Adevărat? Bun. Încurajați copiii să participe la workshop-uri, chiar dacă e o investiție, dar e o investiție care ajută la progresarea noastră ca și țară și ca și nație pe street dance. Deci susțineți copiii pentru că lor le place foarte mult. Dar nu e tot una ce dansează. Nu e tot una ce dansează la contemporan, nu e tot una ce dansează la street dance și așa mai departe. Deci participați la seminarii și la workshop-uri, ascultați oamenii care au rezultate și deja au reușit să facă lucruri frumoase pe acest domeniu și tot așa mai departe. Ok? Hai că o să pasez microfonul, Eni! Felicitări tuturor! Bună seara! Vă felicit copii, ați lucrat foarte mult, s-a văzut astăzi, și felicit părinții, pentru că până la urmă părinții sunt spatele nostru, sunt spatele copiilor, în afară de coreograf. Deci hai să aplaudăm părinții, pentru că a adus copiii la concurs. Așa, așa. Și au și plătit, să nu uităm. Ok, deci, da, cum a zis și Renata, sunt multe posibilități pentru a evolua în street dance, în balet, în contemporan, în orice stil. Și e foarte important ca să evoluați și să mergeți la workshop-uri, să mergeți la concursuri și mai mari, să mergeți și în străinătate și să încercați trupele peste tot în România și în afara țării. M-am simțit foarte bine astăzi, am văzut niște producții foarte frumoase și faine, sunteți niște copii minunați și abia aștept să vedem rezultatele. Felicitări pentru toată lumea! Bună seara și bine v-am găsit!
Vreau în primul rând să mulțumesc organizatorilor pentru o invitație, să mulțumesc jurului din care am făcut parte. A fost o onoare pentru mine să fiu alături de voi. Mulțumesc! Să mulțumim și să felicit părinții care au stat până la această oră și nu numai atât, și pentru cât investesc în dragilor copilași. Și mă îndrept înspre voi, dragii mei copii. Într-adevăr, noi nu am jurizat doar street dance, am jurizat și fantezie coreografică și open dance. Vă felicit pe toți. În primul rând, din câte am văzut de la bun început, nu avem de-a face cu formații care sau oameni, copii care fac adică zi de zi treaba asta, da? Adică mare parte sunteți începători, așa că ați fost la un nivel destul de înalt. Eu sunt foarte, foarte mândră de voi. Participați la cât mai multe concursuri, nu contează rezultatul, ideea este să învățați și să luați la fiecare concurs tot ceea ce este mai bun. Niciun premiu nu este o dezamăgire, trebuie să știți că oricând este loc de mai bine și oricând puteți să faceți mai bine. Ați fost foarte buni toți, fiecare pe palierul lui, atât la open dance, la fantezie, cât și la street dance. Suntem începători, dar o să facem din ce în ce mai bine. Vreau să felicit instructorii coreografi care își pun toată munca în acești copii și care, în general, nu prea au așa de multe laude, că ei tot timpul stau după cortină. Felicitări, dragi colegi, vă mulțumesc frumos tuturor! Mulțumim frumos pentru cuvintele încurajatoare și începem premierea. Se acordă locul întâi, Pop Chiara Amira, My Heaven, 4-5 ani. Vă rog să aplaudați cu toată puterea! Mulțumim frumos! Poți să vii înapoi aici la mine? Să nu te pierdem! Se acordă locul 2, formație Never Enough, 6-7 ani, fantezie coreografică! Haideți! Mergeți în față să vi se facă pozele. Haide, repede! Mergeți la mijlocul scenei. Felicitări tuturor! Mergem mai departe. Locul întâi, formație, Vikingii, Till the Light Goes Out. Mergem mai departe, se acordă locul întâi, duet War of Hearts, 10-11 ani, fantezie coreografică. Se acordă locul întâi, Maris Giulia, All I Want, 10-11 ani, fantezie coreografică. Locul 2, grup Yes to Heaven, 10-11 ani, fantezie coreografică.
acordă locul întâi 12-13 ani fantezie coreografică Deso Anna. Se acordă locul întâi, formație Sweet Jokers Horror, 14-15 ani. Cei mici să le faceți loc celor mari, să ajungă și ei la poze. Mulțumesc! Mergem mai departe. Locul 2. Formație. Scena pastorală de Petre Elinescu. 14-15 ani.